A murit regizorul omul de teatru Titus Jucov, sicriul cu corpul neînsuflețit al directorului teatrului de păpuși Licurici Titus Jucov va fi depus marți 19 noiembrie la Biserica Sfânta Teodora de la Sihlam. Toți cei care vor să-și ia rămas bun de la cunoscutul regizor pot veni la biserică începând de mâine, seară și până miercuri dimineață, când sicriul va fi transferat la teatru de unde va fi dus în aceeași zi pe ultimul drum. Titus Jucov va fi înmormântat la cimitirul central. Potrivit primelor informații, regizorul se întorcea cu o echipă de actori dintr-un turneu în Turcia cu autocarul. Pe drum s-a făcut rău, iar starea de să sănătate i se agrava de la oră la oră. La Cahul a fost internată în secția reanimare, iar câteva ore mai târziu inima s-a încetat să mai bată. Titus Jucov s-a născut la 28 septembrie 1950 în comuna Koban, raionul Gloden. După absolvirea școlii din localitate și a continuat studiile la Institutul de Stat al Culturii din Moscova, Facultatea de Regie 1967-1971. la rând, el a fost prim regizor, director artistic și din 1991 director al Teatrului Licurici. Titus Jucov a fost decorat pe parcursul vieții cu mai multe distinții de stat, medalia meritul civic, Ordinul Gloria Muncii, medalia Mihai Eminescu, Ordinul de Onoare, titlul Artist al Poporului. Prim-ministrul Iurie Leanca a transmis în numele Guvernului condolențe familiei regizorului Titus Jucov. În mesajul de compasiune se menționează că trecerea în neființa regizorului și a omului de artă Titus Jucov este o pierdere imensă pentru cultura națională, arta teatrală din Moldova, pentru rude, apropiați, colegi și pentru toți cei care l-au cunoscut.